Dar cum să nu? Poate trăi din așa ceva? Da. Dacă muncim, cum să nu? De vă desfaceți produsele? În țară, în târguri organizate de consiliile județene, magazine, oriunde suntem chemați. Concurența cu produsele din China, din Bulgaria e mare? Foarte mare. E loială? Nu. Comercianții și autoritățile locale, cel puțin vorbesc de Horezu, autoritățile locale sunt cei care... Nu, dar ar trebui să ia măsuri. Se poartă iile în România? Bună ziua, da, se poartă chiar foarte mult. Da. Contează însă, mă rog, din punctul meu de vedere, contează genul de ie, pentru că trebuie să facem un echilibru între ia aceea veche din lada bunicii și ia chinezească sau din India sau de unde vine. Și atunci provocarea este să le găsești pe acelea care într-adevăr merită a fi purtate și să te facă să simți că porți un lucru valoros. Poate să facă un necunoscător diferența între un kit și un produs tradițional. Trebuie să învețe să recunoască o cusătură executată manual și să cunoască pe cel care o face, pentru că nu-i doar despre a cumpăra o ie de la un magazin sau de la un târg, ci despre poate a cunoaște povestea acelor ii și a celui care le coase. Eu am ateliere cu copii, colaborez foarte mult cu Muzeul Astra și am devenit acolo o permanență pentru proiectele de animație, cu marionete, cu tot felul de jucărioare. Am început cu costume populare. Pe parcurs însă am ajuns la jucărioare, toate resturile, toate materialele. De fapt, asta a și fost ideea, de a valorifica absolut tot ce îți rămâne. Și copiii sunt atrași de tot. În momentul în care realizează cu mânuțele lor ceva, când vezi fețele alea zâmbind, bucuroase, și iau jucărica acasă, e o mare, mare satisfacție. Care folosește inventiv experiența și cunoștințele acumulate. E greu să faceți minunățiile astea? Nu este greu, cel puțin pentru mine, din pasiune. Când ești pasionat, totul se pare mult mai ușor. Vorba de mai multă muncă sau mai multă pasiune? Cred că sunt în egală măsură, îmbinate. Se caută astfel de produse? Le caută oameni? La târgurile de specialitate, da. Se caută. E grea concurența cu chinezismele, să zic, cu chiciurile?
La târgurile de specialitate nu, pentru că numai asta găsim, lucruri meșteșugite. Un colț din ceea ce Dumnezeu îmi scoate în cale. Eu aș spune așa, nu le creez eu. Ele sunt create de divinitate, le găsesc, le identific, ochiul este cel care scoate aceste minunății, eu doar le stilizez puțin, pentru că nu am dreptul să aduc o modificare la ceea ce a creat Dumnezeu. Observați, de exemplu, aici, o rădăcină cu pietre încastrate. Cât îi trebuie la un copac să-și introducă rădăcinile în zeci, în sute de ani, printre acele pietre, să le încorsecteze. Pur și simplu este ceva viu care trece prin anumite stări pe care noi nu le înțelegem, poate depășesc vârsta noastră. Aceste jucărioare, le spun eu, creațiile lui Dumnezeu, le scot la lumină și le prezint în general turiștilor care intră în Muzeul de la Romani, acolo unde sunt ghidul de turism al primăriei Horezu, în locația de la Roman. Și invitația mea, dacă dumneavoastră o să treceți spre Mănăstirea Horez, să ne întâlnim, pentru că acolo putem face povești frumoase și vă pot duce în lumea mirifică a obiceiurilor, a tradițiilor din zona Horez. Rachieru Ștefan, muzeograful de la Roman, de la Muzeul de la Roman. Acest tip de turism în fața celui tradițional? Câștigă foarte mult acest tip de turism prin faptul că pune accent pe turistul care dorește să capete o nouă experiență.
El nu mai merge pe tradițional să meargă să facă plaje, să viziteze un obiectiv turistic, ci mai degrabă să-și dezvolte abilitățile sau să-și descopere abilitățile pe care le are și nu știe de fapt că le are. Iar județul Vâlcea ar putea să progreseze mult. Vâlcea ar putea să progreseze foarte mult pentru că este un județ care are tradiție, are folclor, are activități creative care pot dezvolta economia locală și pot genera venituri pentru localnici, venituri pentru consiliile locale și... Târgul acesta va deveni o tradiție în Vâlcea? Sperăm că va deveni o tradiție în județul Vâlcea. Am pornit de la o idee, într-o săptămână s-am organizat acest târg, dar nu ne așteptam să capete o așa amploare. Foarte mulți meșteșugari și oameni cu idei creative dorind să vină la acest eveniment.